Ilan Shore este numele care apare cel mai des în raportul Croll, făcut public pe data de 5 mai de către președintele Parlamentului Andrei Candu. Astfel, numele omului de afaceri și a grupului său de firme este menționat ca principal beneficiar al tranzacțiilor dubioase efectuate la cele trei bănci, care, potrivit raportului, ar fi controlate de Șor, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În total, în urma unor tranzacții foarte complexe, între cele trei bănci, cu implicarea unor firme afiliate grupului Șor, ale mai multor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong, doar între 24 și 26 noiembrie 2014, Banca Socială a transferat către 5 companii necunoscute din Moldova o sumă de 13,5 miliarde de lei. Ulterior, aceste firme au transmis banii pe conturile din Letonia ale unor companii offshore înregistrate în Marea Britanie și Hong Kong. Tot schema se pare că a fost pusă la punct începând cu 2012, atunci când grupul de companii condus de omul de afaceri Ilan Shor a început să preia controlul asupra celor trei bănci prin diferiți intermediari, susține raportul Kroll.